Bună ziua! Încă o dată, cred că dacă colegii din mass media sunt gata, putem începe. În primul și în primul rând, stimați reprezentanța mass media, bună ziua! Eu mă numesc Victor Cucu și reprezint compania Diaschim SRL, fiind administratorul acestei companii. Activez în cadrul întreprinderii deja de mai bine de 19 ani. Și permiteți-mi să vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a participa la această conferință de presă. Vreau să vă anunț că formatul de comunicare ales de noi este anume conferința de presă pentru a vă oferi posibilitatea, în rezultatul informației pe care o să o oferim, să puteți acorda întrebări dacă acestea vor apărea. Precum a devenit cunoscut publicului larg, Consiliul Concurenței la 26 martie 2021 a emis decizia numărul DA22/20-09, prin care a aplicat amendă față de Diaschim în cuantumul de 28.225.971 lei. De la bun început dorim să vă informăm că Diaschim SRL nu a participat niciodată și nici nu a fost implicată în nicio înțelegere de cartel. Concluziile din decizia emisă de către Consiliul Concurenței la 26 martie 2021 nu au nimic comun cu realitatea, sunt neîntemeiate, având la bază o percepție absolut subiectivă a membrilor Consiliului Concurenței. Pretensiile probe, directe, așa cum le numește Consiliul, de fapt reprezintă niște înscrisuri rupte din context și interpretate în mod eronat, exclusiv, cu scopul de a prezenta informația dată în favoarea Consiliului. În acest sens, comunicăm că observațiile și contraprobele prezentate de către Consiliu au fost ignorate complet de către Consiliu. Pe parcursul investigației au fost ridicate peste 10.000 de file de acte, absolut toată contabilitatea pentru ultimii 6 ani de zile, fișele personale, acte care nu au fost reflectate în niciun mod în raport. Decizia de sancționare, la fel ca și actele premergătoare, abundă în încălcări a legislației concurenței admise chiar de către Consiliul Concurenței. Este important să vă comunicăm că investigația dată a fost inițiată și desfășurată în domeniul comercializării produselor de uz fitosanitar și fertilizanților pe teritoriul Republicii Moldova. Investigația propriu-zisă a fost inițiată în baza dispoziției numărul 22 din 16 iulie 2020, dispoziție care este semnată personal de către președintele Consiliului Concurenței, domnul Răducan Marcel. La rândul lor, inspectorii în cadrul Consiliului Concurenței au desfășurat inspecțiile la sediul Diaschim SRL în baza ordinilor și a delegațiilor semnate tot de către președintele Consiliului Concurenței, domnul Răducan Marcel. De ce este atât de importantă persoana domnului președinte a Consiliului în cadrul acestei investigații? Vă informăm că anume Răducan Marcel, prin intermediul familiei sale, a soției, a părinților, a copiilor, este deținătorul și beneficiarul unei societăți comerciale care are ca gen de activitate declarat inclusiv importul, depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților pe teritoriul Republicii Moldova. Această societate este Mold Prod Invest SRL, care îi are în calitate de asociați majoritari pe membrii familiei domnului președinte al Consiliului Concurenței. Societatea respectivă, începând cu anul 2016, dispune inclusiv de licență pentru genul de activitate importul și comercializarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, licență care este valabilă și până în prezent. Vă comunicăm că președintele Consiliului Concurenței a avut un rol activ în demararea și desfășurarea investigației propriu-zise. Ori aceasta a semnat dispoziția, ordinele, delegațiile de efectuare a inspecției și toate celelalte acte care au fost emise de către Consiliu în cadrul acestei investigații.
Considerăm că acțiunile domnului Răducan Marcel în calitatea sa de președinte al Consiliului Concurenței nu doar că pun la îndoială obiectivitatea pretinsei investigații, ci încalcă grav regimul conflictului de interese. În acest sens, de schimb, SRL a sesizat Autoritatea Națională de Integritate, dar și alte organe de drept, solicitându-le să se expună pe marginea încălcărilor admise de către președintele acestui Consiliu. Totodată, din moment ce am depistat conflictul de interese admis de către președintele Consiliului, ne-am adresat către Consiliu în repetate rânduri și prin repetate cereri prin care am solicitat suspendarea procedurii administrative până la soluționarea conflictului de competență. Consiliul Concurenței a tratat situația dată mai mult ca pe o supărare personală, iar ca rezultat, investigarea celei mai mari înțelegeri de cartel cu aplicarea celei mai mari amenzi din istoria Consiliului, așa cum au denumit-o reprezentanții Consiliului Concurenței, a durat puțin peste o lună de zile. Termen care este un record absolut în acest domeniu. Pentru că încălcările de acest fel se investigează de către Consiliul Concurenței al Republicii Moldova în mediu 3-4 ani. Iar pentru practica europeană durează în mediu 5-7 ani. În cazul nostru a fost o lună de zile. Reprezentanților companiei de schimb SRL nu li s-a permis nici să participe la audierile care au fost numite pentru data de 18 martie 2021 și care noi am solicitat să fie amânate pentru o altă zi din motivul că pe 18 martie 2021 unii din reprezentanții de schimb SRL erau spitalizați. Însă Consiliul Concurenței a refuzat orice amânare, evitând în acest sens desfășoarea audierii cu participarea reprezentanților companiei de schimb SRL. Și astfel lezându-ne de dreptul la apărare. Referindu-ne la declarațiile lansate de către reprezentantul Consiliului Concurenței în cadrul briefingului din 2 aprilie 2021, le catalogăm ca acțiuni irresponsabile și populiste, utilizate de către o instituție de stat pentru a-și lustrui imaginea, chiar și cu prețul distrugerii unor contribuabili mari și chiar poate a unei ramuri a industriei, care pe lângă faptul că creează în permanență noi locuri de muncă, au și o contribuție destul de importantă la bugetul de stat, care în cazul la Deaschim SRL se ridică la peste 60 de milioane de lei anual. Consecințele acestor declarații absolut irresponsabile sunt extrem de grave pentru compania noastră și pun sub risc inclusiv angajații companiei, care sunt un număr de peste 80 de persoane la moment și care riscă să rămână în stradă fără surse de existență. Iar activitatea companiei riscă să fie sistată. Anume, lipsa de responsabilitate din partea Consiliului Concurenței la lansarea unor declarații populiste și neîntemeiate, fără a se lua în considerație consecințele grave și ireparabile care au survenit pentru Deaschim, demonstrează că Consiliul Concurenței nu a avut ca scop efectuarea unei investigații obiective, ci mai degrabă executarea unor formalități care să permită reprezentanților Consiliului să creeze falsa impresie că ar desfășura o activitate intensă. În consecință, prin intermediul acestei conferințe de presă, ne adresăm organelor de stat competente cu solicitarea de a se implica la caz pentru a asigura efectuarea unei investigații obiective, multiaspectuale, legale și nu de a admite realizarea unui atac direct asupra întreprinderii noastre, deghizat sub formă unui control din partea unei instituții de stat, atac care are la bază sa intenția unei persoane sau a mai multor persoane de a prelua domeniul importului și comercializării produselor de uz fitosanitar și a crea un monopol. Vă mulțumesc! Întrebări?
Scuzați, dar decizia Consiliului nu va fi contestată în instanță? Desigur, noi vom contesta decizia, vom contesta actele emise și semnate de către președintele Consiliului, care considerăm că se afla în conflict de interes, în baza faptului că este beneficiarul efectiv întreprinderii care are ca gen de activitate importul și comercializarea produselor de uz fitosanitar. Deci, ca să fie clară, aș vrea să adaug ce a însemnat, de fapt, ridicarea la mii de documente, da? Am socotit noi aproximativ, cred că peste 10.000 de file. Deci s-au ridicat acte ce țin inclusiv de informația strategică, informația confidențială, comercială a companiei. Deci s-au ridicat acte ce țin de vânzările companiei foarte desfășurat pe ultimii 6 ani de zile. Pe fiecare client, pe fiecare produs, cu indicare la toate prețurile de comercializare. S-au ridicat acte ce țin de datele angajaților, buletine, contracte, fișe de post. S-au ridicat acte care în general nu au nimic cu această investigație, cum ar fi amplasarea pe teritoriul Moldenco a locului, buticului, să zicem așa, de schimb. Întrebarea, pentru ce aveți nevoie de informație respectivă, nu vă dat niciun răspuns. Informații ce țin de procurarea automobilelor personale, a angajaților. Nu știm de ce a fost ridicată această informație, care nu a fost reflectată absolut deloc nici într-unul din rapoarte, nici în decizie. Deci nu se regăsește nicio analiză financiară a prețurilor de comercializare. Respectiv, avem dubii rezonabile să credem că această informație a fost ridicată cu un alt scop. Or, informația solicitată de la reprezentanții producătorilor care a fost ridicată, cum ar fi, dați-ne studii de marketing, explicați-ne ce condiții trebuie să îndeplinească un distribuitor pentru a încheia un contract de vânzare-cumpărare, care sunt solicitările față de distribuitorii locali acestor produse. Deci, întrebări care, în final, îți permit să cunoști, să știi foarte bine cum să devii distribuitor, cum să lucrezi, să activezi pe această piață. Deci am deschis toate cărțile. Absolut. Deci fără un efort mare, această instituție a primit toată informația. La ce a folosit-o, nu cunoaște. Bună ziua, Doina Ivanov, Publica TV. Din cât înțelegem astăzi, este doar reacția companiei de a schimb, unde sunt ceilalți colegi ai dumneavoastră care, cu care împreună ați fost băniți, cumva că ați avut o înțelegere de cartel. Nu v-ați gândit să ieșiți cu o poziție comună? Sau ați discutat cu ei? De ce au refuzat să o reacție prezent? Deci, noi suntem prezenți. Deci, domnii sunt prezenți. Poșoarele este zi că poziția s-a și noi discutim care avem întreprinderile care le am. Ok, m-am gândit cum a fost fiind un reprezentant. Deci, noi suntem reprezentanții de schimb, urmează. Deci, da. Noi prezentăm poziția întreprinderii de a schimb pe care noi o reprezentăm astăzi. Fiindcă este posibil, fiecare întreprindere să aibă o poziție absolut separată în cazul dat. Da. Bine, mulțumim. Vă mulțumim. Mă numesc Igor Tăgăliuc, sunt președintele cooperativei
de organizator Agrostoc. Este unica cooperativă de întreprinzător în tot spațiul post-sovietic. Această întreprindere este fondată de fermieri, care astăzi sunt 148 de întreprinderi membri. Iar aceștia gestionează peste 140.000 de hectare de terenuri agricole, amplasate de la Briceni până la Capul. La fel, pe parcursul anului de activitate, tranzacțiile de vânzare-cumpărare, care asigură cifra anuală de afaceri al cooperativii, sunt efectuate în proporție de circa 60-70% cu membrii cooperativii. Astfel, aceștia sunt beneficiarii direcți ai profitului înregistrat de către cooperativă, care la rândul său, în fiecare an, la adunarea generală a membrilor, se repartizează către membrii cooperativii, aceștia fiind fermieri din Republica Moldova. Suplimentar, declar că tot profitul care a fost repartizat către membrii cooperativii până în anul 2015 a fost și achitat către membrii cooperativii în proporție de 100%. Mereu am fost și vom fi orientați către fermieri și sectorul agricol. Mereu am fost și vom fi orientați către dezvoltarea sectorului agricol și ofertarea fermierului a tot ce e mai bun. Mereu am fost și vom fi alături de fermieri, și la bine, și la rău, pentru că suntem fondați de fermieri, iar aceasta înseamnă că altfel nu poate fi. Anunțăm astăzi că, în timpul apropiat, vom petrece o altă conferință de presă, precum vom încerca să participăm și la un număr de emisiuni televizate, unde vom fi prezenți cu fondatorii noștri, adică fermierii din Republica Moldova. În cadrul acestora vom prezenta exemple, metode de formare a prețului, nivelul concurențial, ne vom expune la referitor la nivelul concurențial în piața de inputuri al Republicii Moldova și alte realități din activitatea cooperativă și a pieței de inputuri din sectorul agricol al Republicii Moldova. Acum vreau să vorbesc despre decizia a Plenului Consiliului Concurenței din data 26 martie 2021 și a briefingului de presă petrecut de reprezentantul Consiliului Concurenței din data de 2 aprilie. În acest sens, venim cu următoarele declarații și precizări. Nu a existat și nu există vreo înțelegere de cartel între companiile vizate în decizia menționată mai sus. Cu regret constatăm lipsa de implicare competentă, profundă și responsabilă în investigația desfășurată de către Consiliul Concurenței. Din acțiunile și concluziile prezentate, clar se vede că acestea sunt lipsite de valoare profesională, în schimb sunt orientate pe mimarea procesului adevărat de investigații, fiind plasat în spațiu profesional superficial, iar ca efect se dorește manipularea opiniei publice, șterbirea imaginii și distrugerea unicii cooperative de întreprinzător Agrostoc. Aceste declarații pot fi confirmate și demonstrate prin diverse elemente financiare, economice, comerciale, care sunt expuse inclusiv și în rapoartele anuale prezentate către organele competente, precum Inspectoratul Fiscal de Stat, Departamentul Statistică, precum și care anual sunt editate și prezentate la adunările generale ale membrilor cooperativei. Mai multe detalii în acest sens, și anume profituri, adausuri, marjă și alți indicatori, vor fi prezentate de către colega mea, Irina Varlan, care este directorul financiar al cooperativei de întreprinzător. Poftim, Irina! Da, bună ziua, Măsmitea! Deci, eu careva concretizez la cifre care au fost menționate și în decizia Consiliului Concurenței, și anume că rulajele întreprinderilor au crescut cu mult. Da, dacă comparăm rulajul nostru din 2015 cu rulajul din 2019, el s-a dublat de la 500 de milioane la 967, dar 50% din rulajul acesta
constituie exportul producției agricole care a fost procurat de la fermier și care a fost vândut la un adaus de 1%. Ceea ce este veridic și ferm convins pot să vă expun despre aceasta. Activele care s-au crescut iarăși, s-au dublat în timp de 5 ani de zile în cooperativa noastră de la 195 de milioane la 371, adică cu 175 de milioane total, dintre care numai 130 de milioane sunt stocuri și creanțe fermierilor, care nu sunt datori. Cu părere de rău, adică fondurile fixe, adică da, imobile și restul, s-au majorat numai cu 12 milioane de lei în cooperativă. Adausul comercial, care noi îl avem total mediu, diferă de la 8 la 12% în total. Inclusiv dacă și vorbim despre pesticide, adausul acesta este de 10-16%. Adică noi nici că cum nu sunt alte adausuri majorate, cum a fost expus de Consiliul Concurenței, ceea ce se confirmă prin rapoartele financiare. Și având rentabilitatea profitului net de la 1 la 5% maximum în perioada de 5 ani de zile. Deci acestea sunt informațiile care am vrut să vă le prezentăm. Desigur că cu mai multe detalii vom reveni în următoarele acțiuni care o să le întreprindem. Dacă sunt întrebări, poftiți. Mulțumim. Ziua tuturor! Sunt Andrei Briceac, avocat, reprezentantul companiei Bioprotect, împreună cu colegul Dorin Ceban, directorul adjunct al acestei companii. Vă mulțumim pentru oportunitatea și ocazia de a veni cu precizări și de a ne manifesta poziția oficială a Bioprotect față de vis-a-vis de acest atac fără precedent împotriva companiei. Considerăm că este util și necesar pentru ca opinia publică să cunoască, de fapt, poziția oficială și argumentele Bioprotect, mai ales că poziția noastră oficială nu s-a reflectat de fel în decizia Consiliului Concurenței. Colegul meu, Dorin, o să prezinte poziția noastră. Da, bună ziua, reprezentanții mass media, noi o să ne expunem succint pentru un comunicare presă. Respectiv, obiectivul acestei conferințe de presă este de a informa opinia publică privitor la circumstanțele și interesele care au determinat aplicarea față de 4 companii din Republica Moldova a amenzii în mărime de peste 91 de milioane de lei. La 26 martie 2021, Consiliul Concurenței a adoptat o decizie prin care a aplicat față de 4 companii ce activează pe piața comercializării fertilizanțelor și a produselor de uz fitosanitar amenda de peste 91 de milioane de lei pentru o pretinsă încălcare a articolului 5 din legea concurenței. La 2 aprilie 2021, reprezentanții Consiliului Concurenței au organizat un briefing de presă în cadrul căruia au lansat acuzații grave și nefondate față de companiile vizate. Afirmațiile făcute în cadrul briefingului depășesc obiectul cauze, nu sunt veridice, sunt defăimătoare în adresa imaginii Bioprotect, respectiv. Se vede că scopul lor este cu totul altul. Poziția oficială a Bioprotect vis-a-vis de atacuri dure ale Consiliului Concurenței este următoarea. Respingem acuzațiile Consiliului Concurenței privitor la pretențiile încălcări în activități anticoncurențiale.
Decizia Consiliului Concurenței din 26 martie 2021 este un act irrevocabil. Decizia din 26 martie reprezintă doar opinia unilaterală a Consiliului Concurenței, care urmează a fi supusă în mod obligatoriu controlului de legalitate. Decizia Consiliului Concurenței urmează a fi contestată în instanța de judecată și noi avem convingerea că instanța o va anula ca lipsă de temei factologic și legal. Afirmațiile enunțate de reprezentantul Consiliului Concurenței în briefingul de presă din 1 aprilie, intitulat Înțelegeri de cartel, le apreciem ca fiind defăimătoare. Avem suficiente probe care demonstrează că informația răspândită de Consiliul Concurenței nu este veridică. În cadrul briefingului de presă din 2 aprilie, reprezentantul Consiliului Concurenței a făcut afirmații eronate și defăimătoare, care sunt următoarele. Este eronată afirmația, precum că prețurile la produsele similare vândute în Ucraina și România sunt cu 28-43% mai mici decât în Republica Moldova. Politicile comerciale ale marilor furnizori internaționali sunt similare în raport cu Republica Moldova și țările vecine. Respectiv, rentabilitatea netă comercială anuală a principalilor distribuitori ai companiilor multinaționale din Republica Moldova, Ucraina și România nu depășesc 10-12%, iar în anul 2020 a fost una și mai joasă. O simplă investigație arată că pe piața din România prețurile la foarte multe produse care sunt vândute și în Republica Moldova sunt la prețul mult mai mare și nu așa cum au afirmat reprezentanții Consiliului Concurenței. Lichiditatea curentă a întreprinderilor furnizoare de inputuri este permanent la limita subsistenței economice, din motiv că livrările către majoritatea fermierilor se fac cu plăți eșalonate de 6-10 luni, uneori și mai mari, iar o parte importantă din producători agricoli nu respectă termenele de plată, care știm cu toții. În fiecare sezon agricol, companiile ce activează în acest sector își asumă riscuri enorme, neasigurate, pentru a putea livra fermierilor necesarul de semințe, fertilizanți, produse de uz fitosanitar, tehnică și echipamente agricole. Acest fapt este cunoscut și apreciat de fermieri. O altă informație eronată este și, conform metodologiei OECD, valoarea prejudiciului adus consumatorului de înțelegeri de cartel pe parcursul anilor 2015-2020, conform calculului, se ridică la aproximativ 190 milioane de lei. Respectiv, noi considerăm că această afirmație este doar o informație șoc pentru public. Mai mult ca atât, nu au prezentat eventuală calcule ca publicul să înțeleagă cum au fost efectuate aceste calcule. Mai mult ca atât, chiar dacă ar fi aplicată această metodologie, calculele ar trebui făcute în baza prețurilor nete, finale, în baza facturilor care de fapt se livrează către fermier și care au fost ridicate către Consiliul Concurenței în proporții de 99% din 2015 în 2020. Respectiv, Consiliul Concurenței a ignorat cu desăvârșire acest aspect. În orice caz, nu s-a produs și nu este niciun prejudiciu către consumator. Da, te rog. Concluziile BioProtect pe marginea aspectelor legale celor acestei cauze ar fi următoarele. Chiar de la bun început, când inspectorii Consiliului Concurenței s-au prezentat la sediul întreprinderii cu solicitarea de a prezenta un set de documente, compania nu a putut avea răspunsul la simplă întrebare. Ce a servit temei pentru investigarea acestei companii? Ori de când BioProtect activează pe piața din Republica Moldova, nu a existat o plângere sau o sesizare din partea unui careva client sau consumator sau partener al întreprinderii respective. În general, noi considerăm că este probabil o careva cercetare, investigație de rutină, fiindcă aveam convingere atunci și o avem și astăzi, că întreprinderea nu este și nu a fost implicată în careva activități anticoncurențiale. Pentru ca
Și chiar în cadrul acestei inspecții și ulterior în cadrul procedurii de investigații, Bioprotect a avut un rol foarte activ și deschis față de Consiliul Concurenței, venind cu demersuri și invitația ca Consiliul Concurenței să administreze probe, să audieze martori, însă am rămas tot șocați când am văzut că din partea Consiliului Concurenței nicio reacție spre a determina care sunt circumstanțele reale a cauzei. Și că, de fapt, s-a creat senzația noastră că acest Consiliu avea undeva o decizie din start făcută. Iar procedura care a urmat ulterior, de fapt, a derulat ca o farsă, ca o scamătorie, dacă vreți, pentru cumva a da legalitate acestei intenții și, probabil, intereselor care stau în spatele acestei decizii finale. Până la urmă, noi am constatat că această investigație a Consiliului Concurenței s-a făcut cu abateri grave de la procedură. Și că, de fapt, interesul celor de la Consiliul Concurenței nu a fost de a stabili adevărul, dar a fost un interes de a aplica amendă, și iată, vedem acum că este cea mai mare amendă aplicată vreodată în Republica Moldova, cu orice preț. Și probabil că au existat, dincolo de interesele private care sunt și care urmează să fie elucidate de organele de drept, probabil că a fost și un interes de a distrage opinia publică de la problemele reale din domeniul concurenței. Ori pentru ca să cunoaștem noi care sunt problemele în domeniul concurenței, nu este necesar ca să vină un consiliu sau să facă o mare investigație, noi fiecare dintre noi știm care sunt aceste probleme. Consiliul Concurenței a organizat acest briefing la 2 aprilie 2021. Noi am fost iarăși nedumeriți de modul în care această informație a fost prezentată și undeva cu un așa spirit de tam-tam s-a prezentat informația că iată am aplicat noi cea mai mare amendă din istoria Republicii Moldova. Însă urma Consiliul să spună că este cea mai mare amendă adoptată urmare a cele mai scurte proceduri care au fost vreodată în cadrul Consiliului Concurenței. Și am început noi investigația și am căutat toate deciziile, nu sunt așa de multe, a Consiliului Concurenței. Am găsit, de fapt, și rapoarte a președintelui Consiliului Concurenței, chiar actualului, Marcel Răducan, în fața comisiilor parlamentare. Și în unul din aceste rapoarte, care dumneavoastră tot puteți să le vizionați, că le sunt publice, dumnealui spune că o investigație în domeniul concurenței, pentru ca să fie amplă și veridică, trebuie să dureze mulți ani. În domeniul petrolier, dumnealui spune că se face investigație de 12-13 ani și că aceasta nu este un termen suficient. În domeniul mass media și publicitatea mass media, dumnealui a spus că este 8 ani și încă durează. Iată aici, și este cât că important, concluziile vă le faceți dumneavoastră. Dar investigația s-a făcut în decurs de 8 luni de zile. S-a pornit și s-a finalizat. Mai important, dacă companiile vizate au fost audiate, ședința de audiere s-a petrecut la 17, 18, 19 martie 2021. Nu contează. Au putut cineva să prezinte, n-au putut să prezinte la audieri, ședințele au mers mai departe. Și la distanță de 7 zile, adică pe 26 martie, se adoptă decizia de 106 pagini. Vă spun, în calitate de avocat, cu experiență de 15 ani, eu nu cred că există un judecător care ar putea în mod obiectiv să examineze argumentele la 4 întreprinderi și să adopte o decizie pe 106 pagini, care să fie una legală, și întemeiat. Iată aici iar sunt foarte, foarte mari semne de întrebare. Oare erau circumstanțe legitime care să justifice această grabă? Eu mă îndoiesc foarte mult. Vis-a-vis de conflictul de interese în care este care s-a constatat privitor la președintele Marcel Răducan, noi tot am constatat acest conflict cu stupoare și nu înțelegem în acest caz cum domnul președinte a participat la toate procedurile în raport cu Bioprotect, toate demersurile și de solicitarea informației,
toate dispozițiile de delegare a inspectorilor erau semnate de președinte și tot președintele a participat la examinare și audiere. Despre modul în care s-a petrecut examinarea și audierea, iarăși, sunt foarte multe lucruri de spus. Dar asta urmează în principiu să fie examinat în cadrul proceselor judiciare ulterioare. Și noi avem speranța că noi vom găsi dreptate în instanță judecată, ori dacă nu vom găsi, avem tot temeiul și toate probele suficiente pentru ca să mergem și la instanțele internaționale, la curtea de la Strasbourg și la alte instanțe care sunt competente. Însă ceea ce putem să vă spunem noi, că în cadrul acelor audieri, numai audieri nu au fost. Noi am avut senzația că ne luptam și cu cei care trebuiau să ne judece, și cu cei care trebuiau să ne prezinte probe împotriva noastră, și cu alte persoane care habar nu avem cine erau la aceste audieri care au participat. Ceea ce vrem să spunem noi, că în acest domeniu specific al pieței există o concurență acerbă. Consiliul Concurenței, și nu s-a găsit în decizia aceea de pe 106 pagini, nu a făcut, de fapt, cea mai elementară analiză a pieței relevante, pentru ca să determine câte companii sunt pe piață, care activează în calitate de distribuitori, vânzători acestor produse. Vă spunem noi, sunt peste 170 de comercianți pe piața de Republica Moldova. Dincolo de produsele care au fost obiect de investigație, sunt peste 1000, aproape 2500 de produse care sunt interschimbabile. De ce menționez lucrul respectiv? Deoarece investigația s-a axat doar pe anumite produse foarte înguste. În cazul BioProtect, produsele care sunt obiectul investigației, ele nu depășesc câteva procente, 2-3% din activitatea totală a BioProtect. Vedem că BioProtect a primit o amendă de peste 1 milion de euro. Probabil că asta este bugetul la câteva raioane din Republica Moldova, pentru o pretinsă activitate anticoncurențială ce constituie doar câteva procente din activitatea BioProtect. Pe piața respectivă este o concurență, așa cum am spus, puternică. Și de fapt, dacă ar fi fost interesați Consiliul Concurenței să ascultă argumentele noastre, avea să stabilească că consumatorul, fermierul, care este și partenerul, de fapt, a companiilor vizate, are un foarte mare cuvânt de spus în stabilirea prețurilor finale. Noi am prezentat tot ce ne-au solicitat și mai mult. Noi am prezentat toate contractele pe această perioadă de timp investigată. Noi am prezentat facturile prin care am arătat că, de fapt, prețurile finale de vânzare a produselor către fermieri se negociază de fiecare dată și ele sunt foarte mici. Și asta se datorează anume concurenței care există pe piață. Iar modul în care se desfășoară, se realizează, de fapt, comerțul pe acest segment a pieței, el este foarte specific, ori nu s-o întâlnesc în altă parte. Când anume fermierul vine la un agent comercial și spune: ce preț îmi dai? Dacă nu îmi dai, mă duc la altul, la altul, la altul, la altul. Și anume că comerciantul este pus în aceeași situație de a accepta regulile determinate de consumator. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, unii mai cunoașteți o așa modalitate de organizare a pieței foarte benefică, unde consumatorul este pus în centru negocierilor? În care domeniu mai cunoașteți dumneavoastră? În domeniul petrolier? În domeniul energetic? Sau în domeniul publicității, sau în domeniul asigurărilor, sau în domeniul serviciilor financiare? De fel, nu s-a ținut cont, în general, de rolul și poziția acestor companii pentru agricultură în general. Fiindcă la ziua de astăzi și deja de mulți ani, aceste companii, inclusiv și BioProtect, nu vorbim acum de companiile doar vizate, noi vorbim de toate companiile care sunt în Republica Moldova. Ele, pe lângă activitatea lor economică, ele desfășoară o funcție extrem de importantă socială. Fiindcă la ziua de azi, aceste companii, ele sunt și creditorii fermierilor, și fermierii care ascultă știu despre ce vorbim, ele sunt și consultanții fermierilor,
și cei care sunt primii care răspund necesităților fermierilor. Fermierul care nu are o problemă, el se adresează mai de acestor companii. Adică este o funcție care statul la ziua de astăzi nu și-o îndeplinește. Ce iarăși este foarte straniu, că de la Bioprotect s-au ridicat mii și mii de documente. Însă în final am văzut că în acea decizie nici 5% din acele date nu au fost folosite. Acum ne întrebăm care a fost interesul și necesitatea pentru a ridica atâtea documente de la companie. Până la urmă, compania are dreptul legal de a-și proteja secretul comercial, datele clienților săi, distribuitorilor, partenerilor săi, în condițiile când până la urmă descoperim că sunt persoane care efectiv sunt concurenții Bioprotect pe această piață, păi ne întrebăm noi despre ce procedură legală mai vorbim noi. Într-un final, scopul nostru este de a prezenta poziția și în linii generale ceea ce noi putem să comunicăm opiniei publice. Ședința și procedura a fost închisă. Totuși, eu mi-aș dori foarte mult ca opinia publică, toți, mass media, să aibă acces și noi să încercăm să folosim toate pârghiile legale posibile ca să dăm public accesul mass media la acele ședințe care au fost acolo, pentru ca dumneavoastră să vă convingeți. Au existat acolo un interes de a stabili circumstanțele reale a cauzei sau au existat alte interese care încă urmează să fie descoperite. Mulțumim frumos! Mulțumim. Dacă nu aveți întrebări, mulțumim! Bună ziua! Mă numesc Ketruș Roman, sunt administratorul companiei SA Fertilitatea Chișinău, care și tot sunt inclus în raportul dat. Aș vrea să exprim partea mea de vedere din ce se întâmplă. Se încearcă o redistribuire, sau mai bine spus, o concentrare a pieței produselor de uz fitosanitar, în special a produselor originale furnizate de producători europeni și americani, prin eliminarea unor jucători consacrați de pe această piață. Despre faptul dat, am primit primele semnale cu mult înainte din țiere investigații de către Consiliul Concurenței. În acest scop, competențele legale Consiliului Concurenței fiind folosite în interes personal pentru următoarele puncte. În primul rând, discreditarea companiilor față de clienți și furnizori. A doilea, accesul și acumularea informațiilor cuvindețiale și secretelor comerciale a întreprinderilor vizate, date despre furnizori, clienți, fondul de comerț, volumul de vânzări, contracte, datorii, creanțe, etc. A treia, aplicarea unor sancțiuni enorme cu scopul de a crea incapacitate de plată, mai ales în plin sezon agricol 2021, inclusiv față de furnizori și astfel de eliminat de pe piața comercială. Dacă merge vorba de înțelegere, vă pot spune ferm că nu a fost nicio înțelegere de cartel. Concurența între noi și alte companii este dură. Prețurile sunt negociate individual cu fiecare client. Consiliul Concurenței, cu toate care ridicat, la fel cum au spus colegii, multe documente, sute și chiar mii de foi, în mod vădit au neglijat să dea o apreciere constantă, în comparație fiind făcută doar la nivel de ofertă comercială, nu și la nivel de facturare și prețuri nete pentru fermier. Rata de profitabilitate este foarte mică în cadrul companiei. Dacă vorbim despre fluxul de lichidități, se aplică metoda de creditare a fermierilor pe piața prețului de termen de 6-10 luni de la livrare. La scadență, încăsările efective în partea companiei noastre sunt de efectiv 35-40% din valoarea vânzărilor efectuate în sezon. Creanțele compromise variază fiecare an de la 5-8% în valoarea vânzărilor anuale. În vara anului 2020, de către Consiliul Concurenței a fost supus control în exclusivitate doar reprezentanțele în Republica Moldova a companiilor europene notorii care furnizează produse originale. Deja am primit unele semnale de la furnizori europeni privind revizuirea politicilor comerciale pentru Republica Moldova, în special insistarea livrării de produse originale. Plecarea acestor producători de pe piață va avea efecte catastrofale pentru producătorii de fructe, struguri și cereale. Problema constă în ceea că dacă producătorii agricoli vor folosi procesul tehnologic produse de fitosanitar de proastă calitate sau contrafăcute,
Produsele agricole nu puteau corespunde cu de certificare fitosanitară și inofensivitate și nu vor putea fi exportate în piața Uniunii Europene și Federației Ruse. Aspectul precum că prețurile în Ucraina și România sunt de 28-47% mai mici ca în Republica Moldova nu este adevărat. Furnizorii de produse agroalimentare, de produse fitosanitare au aceeași politică comercială față de toți. Dar trebuie să ținem cont și de dimensiunea pieței din România și Ucraina. De exemplu, doar regiunea Odessa, de acolo din Ucraina, folosește produse de uz fitosanitar ca întreaga Republica Moldova. Trebuie să mai ținem cont de faptul că în România, TVA la produsele de uz fitosanitar este de 9%, nu de 20%, cum este în Republica Moldova. În cele spuse, aș vrea să accentuez că suntem ferm deschiși, convinși că statul o să ne ofere o ajutor și o să intervină în situația dată care este creată. Vă mulțumesc!